locomotivă din 87 chemată să tracteze una aparent mai nouă, dar care e din 76. Și mai obosită probabil. Vă întrebați de unde au trenurile românești CFR-ul întârzieri de 10 sute de minute. Inclusiv de la asta. De la locomotive vechi pe care s-au pus etichete europene. Trenul internațional de la Budapesta vine cu locomotivă din 80. Are 42 de ani. Evident a întârziat vreo 20 de minute. De fapt, trenul de Budapesta a întârziat doar 15 minute. Craiova, Galați, Pitești stau mai rău, au câte 75-100 de minute întârziere. La plecare niciunul încă nu are niciun fel de întârziere, deocamdată.